Șoferul înalt preasfințitului Teodosie a rămas fără permis. Tânărul de 28 de ani a fost prins gonind cu 235 de km la oră pe autostrada Soarelui. În momentul în care acesta aproape că zbura pe drumul către Constanța, în dreapta lui stătea chiar arhiepiscopul Tomisului. Incidentul a avut loc pe autostrada A2, acolo unde mașina, un autoturism marca Mercedes cu număr de Suceava, a fost prinsă rulând cu peste 230 de km la oră. Polițiștii din cadrul biroului de poliție autostrada A2, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe A2, sensul de mers București-Constanța, au depistat la kilometru 139 un bărbat de 28 de ani care conducea un autoturism, fiind înregistrat cu aparatul radar având o viteză de 235 de km la oră, au declarat reprezentanții IPJ Constanța. Tânărul a fost amendat cu 2.900 de lei și a rămas fără permisul de conducere, reținut în vederea suspendării timp de 120 de zile. Ulterior s-a aflat că șoferul teribilist ar fi unul dintre angajații în alt preasfințitului Teodosie. Mai mult, arhiepiscopul Tomisului s-ar fi aflat în mașină în momentul în care aceasta zbura pe autostradă. În alt preasfințitul Teodosie ar fi stat chiar în dreapta celui care a trecut cu mult peste viteza regulamentară.